literatură și care aparține unei scriitoare născută în Indianapolis, Melanie Benjamin. Melanie Benjamin este considerată o scriitoare, una dintre cele mai importante scriitoare de romane istorice. Marele ei merit este că în fiecare roman produce ficțiune biografică la cel mai înalt nivel. Am publicat anul trecut romanul ei Lebedele de pe Fifth Avenue. Acolo este vorba despre Truman Capote și femeile din alta societate care roiau în jurul lui. Un roman cu multă tragedie, de altfel. Iată acum romanul ei care a fost cel mai tradus în lume, Soția aviatorului. Am două invitate care să vă vorbească despre acest roman, așa că eu îmi pun fermoar la bună și o invit pe Dana Turvan să preia microfonul.